Este una din puținele instituții de învățământ din regiunea Cernăuți, unde religia este studiată în școală. Cu 2 ani în urmă, la Consiliul Pedagogic al Gimnaziului din localitatea Mamornița Vamă, Ținutul Hierța, regiunea Cernăuți, s-a luat decizia să fie studiată în școală etica creștină, ne spune Igor Tanasoi, directorul acestei instituții de învățământ. Școala noastră ca instituție de învățământ a fost înființată în anul 1968. Știm faptul că din anul 2021 școala noastră s-a transformat în gimnaziu. Conform concepției noi naționale de învățământ a Ucrainei, fiecare gimnaziu este obligat ca să-și aleagă o cale spre dezvoltare. Școala noastră s-a ales două căli de dezvoltare, cale ecologică, atât ecologică cât și ecologică sufletește. Din anul 2021, la noi în gimnaziu, împreună cu învățătorii, la sfatul pedagogic, am hotărât ca să deschidem orele de etică creștină, unde copiii să învețe despre lucrurile bune care ajută pe om mai departe în viață. Preotul Serghei Stașco este impresionat de numărul mare de copii care doresc să pătrundă cu inima și sufletul în lumea credinței, fiind mereu în căutarea cuvântului lui Dumnezeu. Anume acest moment l-a motivat cel mai mult pe părintele Serghei Stașco să vină cu plăcere, cu dragoste și evlavie în mijlocul tinerei generații. Pentru prima dată am ocazia ca să predau etica creștină în școală. În spate am terminat Academia de Teologie și Seminarul de la Chișinău, apoi am făcut recalificare în psihopedagogie și masteratul la Kiev. Și acum se primește că am această posibilitate ca să predau etica creștină. Vreau să vă spun, este primul an când am venit și desigur că am făcut automat diferența, experiență între a predica la biserică și totodată, pentru că sunt preot de 7 ani și totodată a ține o lecție aici în fața copiilor. Vreau să vă spun că diferența este, aici este nevoie de mai multă jertfă. La mine a fost dorința în suflet, într-adevăr, ca să ajung, să predau, dar ceea ce m-a motivat și mai mult, ceea ce mi-a completat sau mi-a format o dorință ca să o am pe parcurs, poate pe toată viața, setea copiilor după cuvântul lui Dumnezeu. Asta cel mai mult m-a motivat, pentru că în ochii lor, la fiecare lecție, văd acea sete, acea dorință, acea curiozitate de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și desigur că foarte mult mă încurajează și stăruința lor. Stăruința, întrebările care apar. Noi, de exemplu, la fiecare lecție avem așa 10 minute spre sfârșit. Unii fiecare poate să pună o întrebare. Poate fi public, poate fi privată. Pe o foaie o scris, o pus pe masă și apoi eu dau răspuns nu numai doar pentru o persoană, dar pentru, poate fi și o mică problemă a tuturor. De asta, într-adevăr, cu multe mai dulce pentru mine ca preot lecția de etică creștină decât m-am gândit eu când doream doar să ajung în școală. Cât de ușor vă este să le deschideți acestor copii dragostea spre bunătate, spre Dumnezeu? La început a fost mai greu sau? Uitați-vă, vreau să vă spun că nu pot spune că sunt o deosebire între primele lecții și acum. Vedeți că primele au fost așa mai mult curiozitatea. Eu întâi am făcut o prezentare pentru că preotul era până acum o persoană pentru dumneaei care era doar la biserică sau uneori în ospiție ca acasă. Dar vedeți că la biserică fiecare în parte n-are condiția sau dispoziția sau curajul să se simte atât de liber ca la școală. Eu ca preot cu mult mai mult m-am apropiat de copii, aici în școală fiind. Am observat în privirile copiilor acea lumină senină și sete de a afla lucruri noi și interesante. La ora de religie erau ochi și urechi. Pentru ei fiecare întâlnire cu preotul Serghei Stașco în cadrul orelor de religie înseamnă o regăsire în universul credinței și o sărbătoare pentru suflet. Ce ai reușit să înveți până acum? Ce ai reușit să afli de la părintele Serghei? Despre noi, lucruri despre Dumnezeu. Multe istorii noi care nu le-am știut, povești despre Dumnezeu, cum El, despre Biblie, cum trebuie de suportat cu părinții, cu
care sunt oamenii care sunt în jurul nostru, cum trebuie de estimat, noi aflăm în fiecare dată multe lucruri noi despre Dumnezeu, care întotdeauna ne ajută în viață. Sergei, spune-mi, te rog, ce-ți place cel mai mult la orele de etica creștină? Când părinții noi ne zice că să citim Biblia, mică e Biblia, și când ne arată cum Mântuitorul Hristos ne-a arătat nou cum este dreptatea. Și cum este dreptatea în viziunea ta? Că oamenii mai de mult are mult să închinau la idol, să închinau la soare și să gândea că așa este Dumnezeu. Iisus Hristos ne-a arătat nou că nu mai este așa și El s-a răstignit pentru mântuirea noastră, că se arată cum este dreptatea în viața veșnică. Mă numesc Andreana. Noi acum 2 ani studiem etica creștină. Când avem etica creștină, înțelegem multe lucruri noi din Biblie. Trebuie să citim mult timp Biblie, cum să ne comportăm, cum acasă trebuie să fim cu părinții, să le ascultăm. Ora de religie e mai mult decât o simplă oră de istorie, de geografie sau de alte materii propuse în orar, afirmă profesorii. Și tot ei spun că ora de religie este una specială, care aduce beneficii tuturor elevilor și este la fel de importantă ca și orele materiilor de bază, dacă nu chiar mai importantă, întrucât copiii, după ce asistă la orele de religie, devin mai buni, mai ascultători, mai înțelegători și mult mai uniți și prietenoși. Nu vom greși dacă vom spune că astăzi religia în școală este o necesitate a vremurilor actuale.